Cupa Titanic sau Cupa României la culturism și fitness a strâns la Sâncraiu de Mureș zeci de musculoși din toate colțurile țării, venind să-și etaleze trupurile sculptate, parcă rupte din filmele de acțiune. Înainte să defileze, participanții au făcut un set de exerciții speciale care îi ajută să arate mai bine. Pentru Paul, este a șasea competiție din anul acesta la care participă și nu trece o zi să nu intre măcar o oră în sala de fitness, urmând un regim alimentar cu proteine. A fost un an greu pentru mine, deoarece în mare parte am stat pe pregătiri și chiar mă bucur că cu ultimele puteri am reușit să iau din nou locul întâi. O să urmeze probabil o pauză mult așteptată, de care am nevoie să mă recuperez, după care o să trec pe masă musculară să fac un progres și anul următor vreau să merg la câteva concursuri internaționale. Dacă vine din interior, îți place foarte mult, atunci totul devine mai ușor și nu o să te simți obligat să mergi la sală într-o zi ploioasă sau friguroasă, totul vine de la sine și rezultatele apar în timp, după muncă și răsplată. Pentru Alexandra, o sportivă focoasă din Iași cu un fizic bine definit, fitness-ul este un mod de viață și îl tratează cu foarte mare seriozitate. Dovada o fac orele nesfârșite în sala de forță, dar și colecția impresionantă de cupe pe care le are acasă și de care este foarte mândră. Pur și simplu m-am apucat de fitness, iubitul meu m-a luat la sală și mi-a plăcut extrem de mult. Apoi am început să concurez după câțiva ani de antrenament și cu multă muncă și perseverență rezultatele sunt pe măsură. Să fac fitness înseamnă să lucrez la sală cu greutăți, deci nu stilul aerobic, ci fitness în sala de forță, aparate și cu greutăți și mai înseamnă foarte mult alimentația. Gruparea sportivă mureșeană, condusă de antrenorul Dumitru Chetele și aflată în al 20-lea an de activitate, a decernat Cupa Titanic câștigătorilor de la Open, atât la culturism, cât și la bikini fitness. Împlinim 20 de ani de când suntem de existență, la urma urmei concursul este și jubiliar. Avem o grămadă de participanți foarte bine pregătiți, avem cred că vreo 6-7 campioni naționali care au venit la această competiție. Eu zic că dacă avem 7 competitori de number one la campionatul național, este o competiție foarte bună. Culturismul și fitness-ul sunt sporturile frumuseții corporale. Evenimentul sportiv a fost susținut de Federația Română de Culturism și Fitness și de Titanic Bodybuilding din Târgu Mureș.